În anul 2017, astronomii au observat o stea care ieșea din Calea Lactee cu o viteză de 3,2 milioane de km pe oră, de aproximativ 9 ori mai mult decât viteza cu care lovește un fulger, și care zbura în direcția în care majoritatea stelelor călătoresc în jurul centrului galactic, adică în direcție inversă față de alte stele, e de asemenea alcătuită din lucruri stelare complet diferite, mai ales atomii grei metalici mai degrabă decât elementele ușoare obișnuite la o stea. LP40365, așa cum se numește, a fost foarte atrăgătoare pentru astronom la acel moment și încă este și în prezent. E extrem de ciudat în multe moduri diferite, a spus autorul principal al studiului, J. Hermes, astronom la Universitatea din Boston, care a analizat în detaliu acest obiect cosmic. Astfel, azi vom vedea mai multe lucruri fascinante despre această stea care a trecut peste Calea Lactee cu o viteză fabuloasă. Steaua se mișcă atât de repede încât a ieșit definitiv din galaxia noastră, ceea ce astronomii au luat drept dovadă că ea a fost lansată aici de o catastrofă cosmică, o supernova, adică o explozie a unei stele foarte mari, dar nu au putut spune cum supernova a trimis-o în zbor. LP40365 a fost o bucată de stea explodată? Sau a fost o stea parteneră aruncată din valul de șoc asociat cu explozia de stele? O nouă analiză a datelor vechi constată că steaua numită Pitica Albă se rotește în jurul axei sale într-un ritm liniștit. Un indiciu că e într-adevăr o bucată de resturi stelare, nu o stea parteneră, care a reușit să supraviețuiască uneia din cele mai violente evenimente ale unei galaxii. Martor al unei catastrofe cosmice. La scurt timp după descoperire, astronomii și-au dat seama că trăsăturile unice ale stelei Pitice Albe însemnau probabil că a fost martora unei supernove în mod direct. Și poate vă întrebați cum și-au dat seama de asta. Păi răspunsul e simplu. Majoritatea stelelor sunt fabricate aproape în întregime din hidrogen și heliu. Cu toate astea, LP40365, astronomii au detectat doar elemente grele precum oxigen, neon și magneziu, atom fuzionați într-o supernovă. O supernovă infuzase întreaga stea cu aceste metale. Astronomii au ajuns la concluzia că steaua a fost odată membră a unei perechi de pitice albe, soarta tipică a micilor stele asemănătoare Soarelui care explodează după ce au scos suficientă masă de la partenerul lor. Aceste explozii sunt atât de puternice încât elementele își fuzionează nucleele în elemente complet noi. Au fost posibile două scenarii. În primul, o stea a explodat curat, aruncându-și partenerul cu metale grele și trimițându-l în spațiu, iar în al doilea, o bucată de stea care explodează a scăpat de supernovă încărcată cu metalele forjate într-o explozie. Un supraviețuitor care se învârte încet. Pentru a înțelege mai bine steaua bizară, Hermes și colegii săi au cercetat datele colectate de satelitul Transiting Exoplanet Survey, satelit al NASA, care caută planete îndepărtate ce își estompează stelele gazdă. LP40365 nu are o planetă, dar se estompează și se luminează la fiecare 8-9 ore. Au dezvăluit datele satelitului. Echipa a găsit același program de lumină al stelei în datele existente de la telescopul spațial Hubble și astfel ei au ajuns să creadă că asta înseamnă că steaua se învârte. Știind cât de repede se învârte LP40365 e util, deoarece îi ajută pe cercetători să înțeleagă ce a experimentat probabil Pitica Albă cu 5 milioane de ani în urmă în timpul supernovei. Perechea de stele din care a provenit steaua despre care vorbim s-a orbitat inițial odată la fiecare 30 până la 60 de minute, a estimat grupul. Dacă LP40365 ar fi steaua însoțitoare aruncată, ar trebui totuși să se învârte aproape la fel de repede. Dar rotația sa relativ relaxată sugerează că a suferit o transformare mai dramatică. Pitica Albă care a explodat s-ar fi umflat mai mult, rata de rotație scăzând mult. Perioada de rotație care durează mai mult de o săptămână sugerează că Pitica Albă e un fragment difuz al stelei care a explodat. Mi se pare o lucrare de observație foarte frumoasă și, presupunând că acele calcule sunt corecte, pentru previziunile celor două scenarii, cu siguranță susține cazul scenariului unei supernove incomplete. A scris Jia. Calculul presupune că steaua s-a menținut în esență fără a distruge prea multe bucăți majore care ar putea afecta în mod semnificativ evoluția sa. În timp ce astronomii observă frecvent supernove care creează pitice albe, folosindu-le pentru a urmări expansiunea accelerată a Universului datorită energiei întunecate, cercetătorii nu înțeleg pe deplin cum se desfășoară astfel de evenimente. Până de curând, puțini teoreticieni ar fi prezis că va fi posibilă supraviețuirea în urma supernovei. O explozie descentrată poate să nu detoneze întreaga stea, dar dezbaterea e departe de a fi stabilită. Există o mulțime de fizică necunoscută, a spus Hermes, vânătoarea unor alte stele asemănătoare.
Descoperirea LP-40-365 ca supraviețuitor al supernovelor e scenariul pe care îl sperau cercetătorii, deoarece înseamnă că, în comparație cu steaua însoțitoare, fragmentul e mai legat de catastrofa stelară. Studiind cantitatea de magneziu, neon și alte elemente din steaua rapidă, cercetătorii ar putea arunca o privire în interiorul cutiei negre a supernovei în sine. Nu putem simula asta pe Pământ. Condițiile sunt atât de extreme încât acesta e singurul laborator pe care îl avem, găsind stele de acest fel, a spus Hermes. LP-40-365 face parte dintr-o mână de pitice albe extrem de metalice în mișcare rapidă pe care astronomii le-au văzut recent, steaua fiind un membru emblematic al unui grup pe care îl numesc resturi stelare, fugare parțial arse. Colectarea datelor despre mai multe stele pe care supernovele nu au reușit să le ardă ar putea ajuta cercetătorii să-și facă o idee mai bună despre ceea ce fac aceste sisteme înainte ca stelele explozive să apară în telescoapele astronomilor. Această stea chiar a ieșit cu o explozie, a spus Hermes. O să o folosim pentru a învăța ceva mai mult despre aceste scopuri violente, a adăugat acesta. LP-40-365 nu e cea mai rapidă stea din univers, chiar dacă tindeați să credeți că viteza de 3,2 milioane de kilometri pe oră e una foarte mare pentru o stea, trebuie să vă dezamăgim. În centrul galaxiei noastre, Calea Lactee, oamenii de știință au descoperit cea mai rapidă stea detectată vreodată, mișcându-se cu mai mult de 8% din viteza luminii. Centrul galaxiei noastre prezintă gaura neagră supermasivă numită Săgetător A, care e la fel de mare ca aproximativ 4 milioane de sori. Fiind atât de masivă, are sute de stele trase îndeaproape pe orbita sa, călătorind foarte repede din impulsul gravitațional prezentat de această apropiere. Într-un nou studiu, oamenii de știință au descoperit cea mai rapidă dintre aceste stele, S-4714, ce orbitează în jurul valorii de 86,4 milioane de kilometri pe oră, mai rapidă decât orice altă stea cunoscută. O altă stea care orbitează aproape de gaura neagră numită S2 a fost cândva considerată a fi cea mai rapidă stea. Dar în 2019, un nou concurent rapid, steaua S62, a fost detectată de o echipă condusă de astrofizicianul Florian Pesker de la Universitatea din Köln, din Germania. La acea vreme, S62 se spunea că e cea mai apropiată stea care orbitează Săgetătorul A. Acum aceeași echipă a descoperit 5 noi stele S, sau stele care călătoresc pe orbite lungi, eliptice în jurul găurii negre, care sunt și mai apropiate și care orbitează mai rapid. Echipa a studiat centrul galaxiei noastre și stelele ultrarapide care orbitează gaura neagră supermasivă folosind telescopul ESO din Chile în ultimii 7 ani. Au folosit de asemenea date cu infraroșu. Lucrez constant la centrul galactic și sunt destul de sigur că nu a fost ultima noastră publicație, a spus Pesker pentru Science Alert. Această descoperire nu doar evidențiază S4714 și viteza sa incredibilă, ci oferă și oamenilor de știință o fereastră spre studierea unui tip teoretic de stea cunoscut sub numele de Squasars, care orbitează atât de aproape de găurile negre încât sunt stoarse de forțele mareelor găurii negre. Cercetările sugerează de asemenea că ar putea exista și mai multe din aceste stele ultrarapide care se învârt în jurul găurilor negre supermasive, așa cum au spus oamenii de știință, doar că ele nu au fost descoperite însă. În plus, această stea confirmă teoria lui Albert Einstein. Steaua e destul de rapidă pentru a face vizibile fenomene relativiste de dilatare a timpului, atunci când două obiecte fizice, precum steaua S4714 și oamenii de știință de pe Pământ se mișcă cu viteze diferite, acestea măsoară trecerea timpului diferit. Acest fenomen numit dilatarea timpului e la baza relativității speciale. Se întâmplă cu fiecare viteză, dar devine cu adevărat vizibil doar atunci când te apropii de viteza luminii. La 8% din viteza luminii, efectul de dilatare a timpului pentru steaua S4714 abia devine vizibil, ceea ce îl face un instrument excelent pentru studierea relativității speciale în acțiune. Orbita bizară în formă de spirograf a stelei o va apropia din nou de Săgetătorul A în doar aproximativ 2 ani, potrivit cercetărilor. Când se va întâmpla, oamenii de știință vor fi gata, nu numai să urmărească ceva fizic bizar în acțiune, ci să folosească obiectul cosmic pentru a descoperi mai multe mistere care înconjoară găurile negre ca niciodată. Cele mai rapide obiecte din univers. Nici măcar steaua de care am vorbit anterior nu este cel mai rapid corp ceresc cunoscut de omenire. Astfel, rocile în coliziune în prea
preajma unei găuri negre sunt de fapt cele mai iuți obiecte. Vedem astfel că și corpurile solide pot atinge viteze apropiate de viteza luminii cu ajutorul gravitației unei găuri negre. La nivelul orizontului evenimentelor unei găuri negre, o simplă rocă ar dispărea pur și simplu, dar două roci cu traiectorii diferite ar putea să intre în coliziune. Conform calculelor efectuate de Tomohiro Harada de la Universitatea din Tokyo, Japonia și Masashi Kimura, rotația unei găuri negre generează un vârtej în spațiul înconjurător și crește viteza maximă de coliziune. Consecința e aceea că undeva în univers, două roci aflate în preajma unei găuri negre se pot deplasa una către alta cu viteze apropiate de viteza luminii. Așadar, steaua LP40-365 e cu adevărat un mister pentru oamenii de știință. Chiar dacă nu e cel mai rapid obiect din univers și nici cea mai rapidă stea, ea suscită interesul astronomilor datorită caracteristicilor unice pe care le posedă.